Bună seara, sunt Lidia Uja, începe Ce înseamnă la Somax TV. În 2020, parcă toate sunt un pic diferite de felul în care ne-am obișnuit, adică vacanțele se desfășoară altfel, felul în care ne raportăm la prietenii noștri este complet diferit, ne strângem în brațe mai rar spre deloc, mai ales atunci când ne întâlnim pe stradă, nu ne mai salutăm. Atunci când întâlnești un om nou, de cele mai multe ori era clasica, bună ziua, mă numesc. Și întindeai mâna, ți se oferea mâna sau, mă rog, depinde în funcție de... Acum lucrurile astea nu se mai întâmplă și uneori e tot așa un pic ciudat. Dar cel mai ciudat din punctul meu de vedere și săptămâna asta despre asta voi vorbi cel mai mult, e la teatru. E la teatru, e la muzeu, e în zonele în care oamenii erau obișnuiți să meargă să se bucure de acte culturale. Merg în continuare în anumite locuri pentru asta, dar aici schimbările sunt cele mai mari și de asta... Sau și de asta, cu și subliniat, în seara asta la Ce înseamnă a venit Ala Sainenko de la Memorialul Ipotești, chiar directorul. Bună seara! Bună seara! Ce faceți? Bine, mulțumim! Cum e la Memorial în perioada asta? La Memorial este online și în realitatea imediată. Da, ne-am adaptat acestei noi situații, dar avem și un program cu publicul. Mai vine lume? Bine, n-are cum să vină ca în anii trecuți, asta e clar. Da. Dar vine, da. Putem face și o comparație. Anul trecut, în luna august, iulie, cred că am avut în jur de 2500-3000 de vizitatori. Anul acesta avem în jur de 1000. Deci sunt mai puțini, evident. E o diferență, dar da. Până la urmă, oamenii care își doresc cu adevărat pot să vină la Memorial. Vin, sigur. Dar ce înseamnă Memorial? Adică nu ce înseamnă definiția din Dex? Da. Că recunosc, m-am uitat astăzi din nou ca să fiu sigură. Memorialul Ipotești este un complex muzeal, de fapt. De obicei, cine vine pentru prima oară la Ipotești nu se informează, crede că vede acolo o simplă casă memorială, cum ar fi Bojdeuca lui Creangă, de exemplu, și descoperă acolo mult mai mult. Pe lângă casa părintească, care reproduce atmosfera familiei lui Eminescu și o atmosferă de secolul XIX, în spațiul memorial lui Ipotești, avem bisericuța familiei, biserica veche, care a fost și biserica satului. Pe care, iertați-mă că vă întrerup, eu n-am văzut-o niciodată în interior. Se vizitează biserica? Sigur că da. Da, face parte din circuitul de vizitare. Practic este al doilea obiectiv în care mergem după ce vizităm casa memorială. Lângă bisericuță sunt mormintele părinților și a doi frați ai lui Eminescu. După aceasta mergem în casa Papadopol, unde avem amenajat un muzeu etnografic și după aceea urmează muzeul tematic Mihai Eminescu, care este gândit pe etapele vieții și creației lui Mihai Eminescu. Din muzeul tematic coborâm încet în sala Horia Bernea, unde avem expoziții temporare. Acum, de exemplu, avem o expoziție din colecția de artă a Memorialului Ipotești, grafică de Spiru Virgulescu. Și dacă am încheiat vizitarea obiectivelor muzeale, putem merge la bibliotecă, unde avem un fond impresionant de carte, de poezie și critică literară. Biblioteca Națională de Poezie Mihai Eminescu este o bibliotecă specializată de poezie, dar găsim și alte cărți, găsim și proză, avem un lot de carte. Autori în afară de Eminescu? Sigur, da. Avem poezia, să zicem așa, de la origini și până în prezent, cu istoria literaturii și avem un fond documentar închis, dar care poate fi consultat în copii scanate, copii Xerox, de documente care țin în principal de Eminovici și Eminescu. Pentru că, până la urmă, este Memorialul Ipotești. Așa este. Și e clar că acolo Eminescu. Și dacă am încheiat acest spațiu, putem merge la lacul Cunuferi. Da, e o distanță de la Memorial până... 4 km, da. Dar este în administrarea Memorialului Ipotești, de asta spuneam, și dacă vrem să revenim să mai stăm la Memorial, ne putem caza în spațiile de cazare ale Memorialului. Care arată absolut senzațional, căsuțele, cu mai multe camere și sunt chiar drăguțe. Da, adică... și acum sunt renovate și sunt reamenajate și grație unei donații care ne-a venit de la profesorul Sergiu Manolache, care a avut un muzeu în Cucoreni. N-a mai avut acel spațiu pentru muzeu și a donat colecția Memorialului Ipotești. Noi a trebuit să o împărțim cumva. Documentele au mers în fondul documentar, parte din bunurile muzeale au intrat în muzeul etnografic, iar o parte dintre bunuri au mers în aceste spații de cazare care sunt amenajate acum în stil rustic. Și care în continuare își așteaptă
clienții, îmi vine să zic, dar cred că nu e cel mai corect. Să zicem vizitatorii. Oaspeți, dacă sună, exact, mai, da, sună mai bine. Mai puțin, din păcate, beneficiarii proiectelor culturale, pentru că ne-am orientat spre proiecte online mai mult decât cu prezența nemijlocită a participanților la Ipotești. Dar în online putem vedea exact ce se întâmplă în casa, da, lui Eminescu, în celelalte spații muzeale? Da, lucrăm acum, sunt câteva tururi virtuale mai gândite mai de mult, cred că acum 8-9 ani. Acum lucrăm la tururi virtuale noi. Cred că în curând, eu sper, în octombrie să avem deja aceste tururi virtuale. Iar în rest, documentele, fotografiile obiectelor pot fi văzute pe site-ul Memorialului Ipotești și, de asemenea, toate activitățile pe care le desfășurăm sunt filmate, înregistrate și sunt puse pe site. Este o arhivă impresionantă, aș spune eu, a Memorialului, care poate fi văzută oricând. Deci, dacă ne interesează, avem ore bune de petrecut. Sigur, pe site-ul, da, Memorialului. Putem sta acasă și vedea muzeul și ce se întâmplă acolo. Și apropo de ce se întâmplă, ne întoarcem un pic în timp, pe 15, da, iunie, că e una dintre zilele importante pentru Memorialul Ipotești. Da, da. Anul ăsta trecuse starea de urgență de chiar o lună, doar că tot lucrurile n-au fost ca în anii trecuți. Sau au fost? Nu eram în cea mai mare siguranță. Nu. Și nu suntem nici acum. Nici acum nu suntem, iar activitățile, oricum, noi suntem obișnuiți să le planificăm din timp. Pregătirea pentru 15 iunie, dacă nu începe de pe 16 ianuarie, cel puțin din martie, în mod sigur, organizăm în preajma zilelor Eminescu pe 13-14 un colocviu de exegeză literară. Era la a patra ediție anul acesta, ar fi fost cu prezență, dar a fost un colocviu online, a fost un colocviu in honorem Laurențiu Ulici. De ce Laurențiu Ulici? Pentru că din inițiativa lui a fost deschisă Biblioteca Națională de Poezie despre care vorbeam. Dânsul a donat peste 6.000 de volume Memorialului Ipotești și de aici a început, de fapt, biblioteca propriu-zisă. Spuneam că am avut acest colocviu, participanții ne-au trimis înregistrările sau textele, mai pot fi văzute pe site-ul Memorialului. Și apoi pe 15 iunie se organizează de obicei în jurul unui premiu pe care îl acordă Memorialul Ipotești începând cu 2011, un premiu pentru traducere și promovarea operei eminesciene. Și anul acesta premiul a mers spre un scriitor și traducător sârb, Adam Pușlojici, care a tradus foarte mult din literatura română și mai ales din Stănescu și Eminescu, fiind și un foarte bun prieten al lui Nichita Stănescu. Dar ziceam că premiul chiar a mers la propriu. Adică premiul a plecat chiar către... S-a dus, da, n-a venit Adam Pușlojici la noi, dar a promis că vine în septembrie, dacă lucrurile se schimbă un pic, atunci vine la noi. Am avut retrospective, așa ne-am propus, pentru că ediția a fost online, am avut retrospective a celor 4 ediții ale colocviilor, a 3 ediții ale colocviului anterior, făcute în anii anterior. Apoi am avut o retrospectivă a acestui premiu pentru traducere și promovarea operei eminesciene, o retrospectivă a unui premiu pe care Memorialul l-a acordat în perioada 2006-2010, cred, premiul Petru Creția, Petru Creția fiind primul director al Centrului Național de Studii Mihai Eminescu, aceasta este denumirea Memorialului, de fapt, Memorialul Ipotești, Centrul Național de Studii Scria Mihai Eminescu. Scria pe internet directorul Memorialului, așa am zis la televizor, eu din mediul online mă informez. Este nicio problemă. Am insistat pe această doua parte ca să știm că acolo se întâmplă și alte lucruri legate de cercetare. Da? Am avut 2 expoziții care rămân deschise pentru vizitare celor care vin la noi și am pus înregistrarea de anul trecut a unui concert simfonic care a fost susținut de Filarmonica din Botoșani la Ipotești anul trecut, în 2019. Aceasta a fost pe 15 iunie. Nu prea v-ați plictisit. Deloc. Adică se pare că... postau oamenii în mediul online, mamă, ce o să fac atâta acasă, că nu se mai poate, că nu, dumneavoastră pare că ați avut activitate aproape că... la același nivel, dacă nu chiar ați muncit mai mult, doar că fără să vadă oamenii mai exact... mult, exact, pentru că a trebuit să facem toate aceste lucruri, să le prezentăm online și sigur că munca practic s-a dublat. În plus, cred că de pe 16 martie am început prezentarea patrimoniului memorial lui Ipotești într-un parteneriat cu monitorul de Botoșani, prezentând în fiecare zi un obiect sau un document din fondul documentar închis. Și această prezentare continuă și acum, este o muncă zilnică, practic, acolo. Și
destul de mare, pentru că, într-adevăr, cunoașteți lucrurile care sunt în patrimoniul memorialului, dar să le iei pe fiecare în parte și să-l prezinți? Da. De obicei facem o prezentare foarte generală și atunci când te orientezi spre un obiect, sigur că trebuie să aduni și informație mai multă. Specifică pentru obiectul respectiv. Așa este, da. Da. Dar descoperim lucruri despre care intuiam că sunt în fondul documentar, lucruri care se leagă între ele, documente foarte interesante care țin de familiile de boieri din zonă și care au venit în contact cu familia Eminovici și care se leagă cu alte realități foarte interesante. Pare așa ca o aventură. Pare, o aventură, da, în trecut. Adică un fel de Jules Verne pe meleaguri autohtone și cu alte personaje. Așa este. Oricum suntem în secolul XIX acolo. Adică da, exact cum trebuie. Exact cum trebuie. Oamenii, da, aveau mai mult timp atunci, măcar. Și venind către zilele noastre, ne-ați adus niște cărți. Da, sunt cărțile din planul editorial al Memorialului Ipotești pentru anul 2019. Noi avem un plan editorial anual care este aprobat de Consiliul Științific al Memorialului Ipotești. Ne-am propus în primul rând să scoatem volume din opera lui Eminescu într-un format așa accesibil pentru fiecare, să nu fie nici prea voluminos, astfel încât atunci când vine vizitatorul să poată pleca cu o carte și nici nu sunt prea scumpe. Da, avem aici Luceafărul, avem Sărmanul Dionis, ziceam, de anul trecut, mai sunt și alte volume din anii anteriori și ne-am propus anual să avem și o ediție bilingvă. Acesta este Mihai Eminescu, Lumină de Lună, o ediție în română-spaniolă. Da. La ea a lucrat un traducător spaniol cu un profesor de la Universitatea din Suceava, Enrique Nogueras, traducătorul și profesor universitar, și Dorel Fânaru de la Universitatea din Suceava. Enrique Nogueras luase și premiul pentru traducere și promovarea operei eminesciene. Și atunci, și dacă tot a luat premiul, trebuie azi mai, și muncească. Mai face o traducere suplimentară, da, a și lucrat. Aici avem revista Glose, este revista Memorialului Ipotești. Primul număr este din 2019 și sunt în principal studii pe opera eminesciană și pe biografie eminesciană. Și aici au încăput materialele de la colocviul de anul trecut și de la o școală doctorală pe care am organizat-o anul trecut, a fost prima ediție cu prezență, în parteneriat cu Universitatea din Cluj. Anul acesta a fost o ediție online care a mers foarte bine, neașteptat de bine, aproape că aș zice mai bine decât cea cu prezență, pentru că participanții au fost așa, participanții erau furați de peisaj când au venit aici și le plăcea foarte tare ce e pe la Ipotești. Da, și asta, adevărul că atunci au putut să discute după prelegerile pe care le aveau, după discuțiile în ateliere. Acum, în schimb, dacă începeam lucrările pe la 12, le încheiam pe la 10 seara, deci nu se lăsau plecați nici online. Foarte, da, foarte lungi. Și am avut studenți de la diverse universități, Timișoara, Cluj, București, din Republica Moldova, Chișinău, Bălți, Cernăuți, da, Suceava, au fost mulți. Studenți la litere? Sunt doctoranzi. Doctoranzi la litere, da, și masteranzi la litere, da. Asta este specificul nostru, ne orientăm spre limbă și literatură. Mă gândeam că, nu știu, putea să participe absolut oricine care își dădea doctoratul și avea oarecum legătură și cu zona asta, nu știu, putea, pe traducere, da, habar, da, nu știu, jurnalism. Genericul din anul acesta a fost ironia, putea să participe oricine, dar am avut deocamdată doar de la litere, da, este adevărat. Și aceasta este o agendă Eminescu 170 pe care am gândit-o noi anul trecut și în care în fiecare zi vedem ce a făcut într-un an sau anul altul Eminescu. Deci mi se pare asta o idee foarte bună. Agenda, absolut foarte bună, mai ales pentru cei care sunt cu adevărat pasionați și care poate că și scriu sau poate că au un soi de activitate literară, habar n-am, sau critică, nu știu, și mă gândesc că dacă și-ar nota în fiecare zi în agenda care e activitatea lor și poate sau, nu știu, habar n-am, să încerce să-și facă activitatea în funcție de, cu o zi înainte, mă uit să văd ce a făcut Eminescu pe 5 august, pe 6 august. Ce fac eu important? Exact, da, ce fac eu important, care să conteze și să-mi notez aici în agenda ca nepoții, strănepoții, stră-stră-stră-stră-stră-nepoții să vând agenda asta pe bani foarte mulți. Da, și ar trebui să menționez încă un lucru, conceptul grafic al acestor cărți, a revistei și a agendei, îi aparține Lilianei Grecu,
consultantul nostru artistic foarte, foarte bun și foarte apreciat de noi. Toate au cam aceeași culoare? Da, sunt într-o notă. Anul acesta, aceasta este nota. Anul 2019. 2020 presupun că va fi altă culoare. Nu știu exact care. Când apar aceste volume? Spre finalul anului. Noi lucrăm deja la un volum de poezie. Lucrăm la volumul Biling și deja am început să primim materiale pentru glose până la 1 septembrie și de la 1 septembrie începem să redactăm și revista. Materialele sunt triate? Da, este un consiliu științific, sigur, care face două avize, așa cum o cere norma. Noi sperăm să acredităm această revistă într-un timp, să zicem, apropiat, peste 3 ani, să fim sănătoși. E o perioadă de timp? Da, am putea să o acredităm doar după 3 ani, asta este termenul. Și, evident, se fac 2 recenzii și după aceasta sunt acceptate materiale pentru revistă. Multă muncă, foarte multă muncă la Memorial. Aveți vacanță? Adică se închide Memorialul vreodată? Că e perioada vacanțelor, să închide? Se închide lunea pentru unii, dar oricând la Memorial este cineva. Avem program aproape că continuă. Lunea sunt liberi muzeografii, nu avem program cu publicul, custozii sunt liberi, dar ceilalți sunt prezenți la serviciu. Dar asta nu înseamnă că nu putem intra măcar să vedem ce se întâmplă în afara muzeului. Sigur, în spațiul Memorialului se poate intra. Nu se poate intra în spațiile de vizitare, dar se poate intra în curte, se poate sta în livadă, se poate sta în amfiteatru exterior, oriunde. Și despre amfiteatru exterior vom vorbi, pentru că am zis, ce mă interesează pe mine, zic foarte des la televizor, dar până să ajungem să vorbim despre activitățile care se întâmplă la amfiteatru și despre multe alte lucruri care se mai întâmplă la Memorialul Ipotești, luăm o scurtă pauză de publicitate și ne auzim după.